Bine v-am găsit, dragi prieteni, Metropola TV, dar și radioascultători Sport Total FM. Avem astăzi o zi specială, pentru că, așa cum v-am obișnuit, nu este în fiecare zi alt sport, în fiecare zi alt invitat. Ionel, ești de acord? Așa este. Bună, Alice, bine te-am regăsit. Bine ai revenit, Ionel, și direct de la Tokyo, la noi, în platou, domnul Dorin Alupei. Bună seara și felicitări pentru performanțele de anul acesta. Bună seara, în primul rând. Mulțumesc pentru invitație și mulțumim pentru felicitările primite. Noi mulțumim că ați acceptat să veniți la noi, pentru că știm că nu v-ați întors de foarte mult timp în țară și e obositor, că n-a fost orar, se spune că fiecare oră se recuperează într-o săptămână. Deci este obositor, am intrat în pâine, de luni am intrat la serviciu, săptămâna viitoare plec cu juniorii la campionatele mondiale de la Plovdiv. Așa că dacă ne oprim, ne ia oboseala și mai tare. Da, chiar și remarcam că una din campioanele olimpice va participa, nu, săptămâna viitoare, alături de dumneavoastră la această nouă competiție și pauza practic a fost una inexistentă, că ai venit, ai stat 2-3 zile și te-ai apucat din odera. Sportivii care au concurat la Tokyo și mai sunt încă de vârstă tineret, o să participe la campionatele europene de tineret care vor avea loc la începutul lunii septembrie, la Krušovica, în Polonia. Acum, săptămâna viitoare, o să avem campionatele mondiale de tineri, de juniori, cei sub 19 ani. Activitatea Alice non-stop, n-ai timp de pauză. Voiam să spun medalii peste medalii peste medalii. Așa, mai aveți loc să le puneți pe undeva? Avem loc să fie. Să fie, că dacă să fie, le facem, că este loc pentru medale, niciun fel de problemă. Avem destui sportivi care sunt dedicați. Avem câteva centre, trei centre olimpice dedicate juniorilor, un centru pentru tineret și vă dați seama că acum, având și reperele aceste de la Jocurile Olimpice, toată lumea își dorește să obțină performanță la cel mai înalt nivel. Întrebarea care stă pe buzele tuturor este clar despre parcursul de la Jocurile Olimpice, despre cum a fost, ceva curiozități pe care noi le-am dezbătut un pic înainte, dar cei de acasă nu le știu și probabil sunt curioși cumva să afle. Deci puteți să ne spuneți așa, cam de când ați ajuns, cum a fost parcursul la Tokyo? În primul rând a fost un ciclu olimpic atipic, 5 ani. A fost 4 plus 1, așa, ca să ne... A fost un avantaj sau un dezavantaj pentru sportivii noștri? Pentru sportivii tineri, să știți că a fost un avantaj, că din anul 2016, cel puțin la băieți, avem un antrenor nou, se numește Antonio Colamonici, este italian și a avut nevoie de ceva timp ca să implementeze și mentalitatea și conceptul și încă un an în plus, ăsta a fost un câștig enorm. Din anul 2018 au fost preluate și fetele și acest lucru iarăși a fost un beneficiu, pentru că și fetele au avut nevoie de o adaptare la noul an normal. Și ne-a prins foarte bine din toate punctele de vedere. Au fost restricțiile acestea care i-au ținut un pic închiși pe sportivi. Am stat 4 luni de zile în cantonament în Italia, la Pediluco, fără ca să vină acasă deloc sportivii, dar partea bună că toți au colaborat și au știut ce vor să facă. Da, vorbind, domnule Dorin Alupei, aici în general de sport și mă și gândesc așa oarecum cu groază, dar iată că finalitatea este cea dorită. Când vorbim de sporturile de echipă, știi că de luni până sâmbătă te antrenezi, nu? Sâmbătă vine meciul. Aici te antrenezi 4 luni pentru o competiție care urmează, niște condiții atât de draconice. Cum reușiți să țineți sportivii în acest mediu? Pentru că probabil la un anumit moment și ei au anumite ieșiri, adică au anumite cerințe, nu știu. Cum așa este, așa este și în noul concept de antrenament pe care l-a impus antrenorul italian, sunt 7 zile din 7 antrenament. Adică la fel de intens în fiecare la zi? La fel de intens în fiecare zi, numai duminică după amiază un pic așa de resetare și de luni iarăși se începe perioada de pregătire. În, se spune așa, perioada de relaxare, undeva la 3-4 săptămâni, e o săptămână de 50% unde sportivii pot să plece acasă. Dar din cauza restricțiilor, aceștia își petrec timpul tot în cantonament, chiar dacă au după amiaza liberă în fiecare zi în săptămâna aceea, să dedică unor activități specifice cantonamentului, se adaptează. Partea bună este că, v-am spus, sportivii chiar sunt profesioniști din toate punctele de vedere, știu ce vor și asta s-a și văzut în rezultatele obținute. Dar nu este foarte dificil pentru ei, mă gândesc, și din punct de vedere moral, stai, știu că a stat 11 luni până la, în definitiv, în cantonament, departe de familie, departe de tot ceea ce înseamnă viața personală, să rămână la fel de motivați și să fie din tot sufletul pentru canotaj? Este dificil, dar
din fericire apar și povești frumoase în cantonamente. Avem soț și soție, medaliatul olimpic Marius Cosmiuc este căsătorit cu Ionela Cosmiuc și ea este campioană mondială de două ori. Anul acesta, din păcate, a ratat podiumul, a fost în finala olimpică, în proba de dublu categorie ușoară. Dar e un lucru extraordinar și sunt multe chiar povești, povești de dragoste, să spunem așa, și de aici se nasc familii și eu sunt, cum să spun, beneficiarul pe același culoar, da. Partea bună în conceptul nou, de când am venit antrenorul italian, cei care sunt căsătoriți pot să stea în aceeași cameră. Eu n-am avut parte. Nici o formă. La ora 10 trebuia să părăsesc zona de... Zona comună. Da, zona comună, exact, da. Da, pe de altă parte mă gândesc că ați avut sportive totuși care au ajuns la performanță și care la un moment dat, domnule Dorina Lupe, erau tentate să renunțe. A fost nevoie de intervenția dumneavoastră la un moment dat pentru a echilibra într-un fel balanța, pentru că mă gândesc că acest regim draconic clar lăsa urme. Să știți că în ultima perioadă nu ne-am întâlnit cu chestiile astea. Au fost la un moment dat, după fiecare ediție a Jocurilor Olimpice, cel puțin de la fete, că acolo au fost performanțele mai bune, undeva la 50% părăseau cantonamentele. A fost la un moment dat, după Olimpiada din 2000 și în 2004, când fetele au părăsit cantonamentul, s-au întors după un an, doi, dar acum nu prea mai ține chestia asta. Iar acum, când am mai discutând așa cu sportivii, să întrebăm, să ne facem și noi un plan, că s-au terminat Jocurile Olimpice de la Tokyo și ne gândim deja la Paris, mai ales că e perioada mai scurtă. Da. Să știți că foarte mulți au zis că au de gând să continue, mai ales că este și o perioadă mai scurtă și au început să le placă. Asta a fost și ideea de bază când a venit antrenorul italian. Le-a spus, fraților, dacă eu reușesc să vă învăț pe voi să faceți performanță de plăcere, asta este cel mai important. Aș dori să vă întreb, de ce a fost nevoie să apelați la un antrenor străin? Voia să schimbați un pic mentalitatea? Voia să schimbați un pic stilul? Sau pur și simplu a fost o variantă bună din toate punctele de vedere și pentru competitori? Așa cum am spus și bănesc că știți, la fete performanțele n-au întârziat să apară la fiecare ediție a Jocurilor Olimpice. Singura ediție de Jocuri Olimpice, unde canotajul n-a obținut nicio medalie, a fost Londra 2012. Tot am încercat tot felul de artificii pentru lotul de băieți, dar lucrurile n-au mers. După 2004, canotajul masculin a căzut rău de tot. Ne-am gândit la o soluție și a apărut soluția, poate că asta mă bucur că sunt contemporan cu acest domn italian, Antonio Colamonici, și la o discuție amicală, după ce am participat la câteva regate de prietenie la el, la club în Italia, m-a invitat de câteva ori acolo câțiva sportivi de la noi, o regată care are o tradiție de vreo 100 și vreo 25 de ani. Chiar după Jocurile Olimpice, el înainte era antrenorul lotului de juniori din Italia. Și ne băteam cam, eram acolo. Ne băteam de la egal la egal, când Italia pe primul loc, când România. Și după câțiva ani mă întreabă, dar unde sunt sportivii aceștia care performează foarte bine la nivel de juniori și știu sigur că sunt chiar mai buni decât ai noștri și nu-i văd la... Ai mei au obținut medalii, sportivii lui obținuseră medalii la Rio și ai noștri n-au prins finalele. Și azi n-ai vrea să vii la... Bă, da. Așteptați momentul ăsta. Deci nu mi-a venit să cred. Da. Mi-a fost frică de răspunsul pe care l-am primit. Acum... Parcă și domnul lui forța într-un fel, adică să aud această propunere. Și acum a zis, ce naiba fac? Cum rezolvăm situația? Am discutat cu federația, chiar mi-aduc aminte foarte bine că secretarul general mi-a zis, domnule, să știi că la băieți chiar n-avem nimic de pierdut. Doamna Lipă era ministru al tineretului și sportului, s-au făcut discuțiile la nivelul ăsta, a zis, gata, hai să încercăm. Chiar n-avem nimic de pierdut la băieți. Și când a venit prima oară în Snagov, când a venit prima oară în Snagov, le-a spus la băieți, am venit aici ca să vă duc la Tokyo și eu o să câștig o medalie chiar dacă merg cu un singur sportiv. Da, ce mesaj așa de încurajare, da, extraordinar. Și chiar un sportiv, Tudos Ciprian, care este ștrocul bărcii de dublu rame și vicecampion olimpic acum, a reamintit chestia asta. A zis că atunci nu-mi venea să cred.
Chiar nu venea să cred. Ce băiatul ăsta cred că bate un pic câmpii, dar... Se agită cam tare, nu? Da, se agită cam tare și de acolo ăla a fost punctul de resetare, punctul de plecare. Da, vorbind de aceste frumoase performanțe, domnule Alupei, care necesită un efort uriaș și v-aș întreba noastră care sunteți acolo în mijlocul sportivilor, cât contează alături de faimă și acești bani pe care un sportiv îi câștigă și care îi asigură, practic, tot viitorul, nu? O rentă viageră de genul ăsta îți aduce o liniște financiară pentru toate restul vieții. În sportul nostru, în canotaj, sunt mai multe sporturi, de fapt. Dacă ești medaliat, îți asiguri în viitor. Dacă joci un pic mai în spate... Cauți data viitoare. Cauți data viitoare, da. Și nu trebuie să abandonezi. Deci contează și acest aspect destul de important. Cum să nu? Contează enorm. Contează enorm. Păi mă gândesc la faptul că petrecându-și atâția ani pentru a performa în acest sport la cel mai înalt nivel, nu ai cum să ai timpul nici fizic, nici de niciun fel altceva, să poți să te reprofilezi în momentul în care ai terminat cu sportul, practic ție ți s-a închis singura ușă pe care o ai. Dacă nu ai un suport, că vine el din familie, că vine el de la partenerul de viață, s-ar putea să te trezești, bun, știu ce fac acum. Nu știu să fac altceva pentru că am fost cel mai bun pe filiera mea. Așa că știi că e o siguranță lunară care este peste nivelul salariului mediu din România cu destul de mult. Poți să spui, băi, am o perspectivă în viață, pot să trăiesc din banii ăștia, pot să investesc din banii ăștia, dar nu mă gândesc, aoleu, păi și acum am terminat, eu ce mai fac? Eu de pe ce trăiesc? De pe bine, pe de altă parte, bani. Domnule Alupe și Alice, toți sportivii se gândesc la acest lucru, însă nu ar trebui să se gândească. Da. Aia ar fi. Și se gândesc la performanță, să ajungă pe cea mai înaltă treaptă sau acolo pe podium, nu? Pentru a avea o liniște ulterioară, însă nu puțin ajung cu adevărat la marea performanță. Dar vedeți că ăsta n-ar trebui să fie obiectivul principal. Da, să nu te gândești la asta din prima. Da, pe parcurs. Da, pe parcurs. Exact. Exact. Dacă te gândești să muncești, să obții performanțe, după aceea lucrurile se alinează astrele. Dar dacă obiectivul tău principal este să devii rentier, să câștigi niște bani și stă capul doar la chestia aia, s-ar putea la un moment dat să dai faliment înainte de a ridica o... Și acum putem să facem o comparație cu alte sporturi foarte bine cunoscute nouă, unde se gândesc doar la latura financiară și uite că nu sunt la potențialul maxim din punct de vedere sportiv. Deci nu ar trebui ăla să fie principalul subiect al discuției. E o chestiune de mentalitate, să știți. Bine, pe de altă parte și noastră ca antrenor obișnuit, atât ca sportiv cât și ca antrenor cu rezultate remarcabile, cred că aveți oarecare temere de la un ciclu olimpic la altul pentru a descoperi sportivi care trebuie să țină în continuare, nu steagul sus, pentru că iată, acum la Tokyo, și aici misiunea cea mai grea o au antrenorii selecționeri, cei care bat țara în lung și în lat ca să găsească viitorii campioni. Da, să știți că e foarte dificil. Și mai găsim, domnule Alupe? Mai găsim destul de greu, știi, e din ce în ce mai greu și cu pandemia aceasta vreau să spun că a afectat foarte mult capitolul de selecție, pentru că s-au făcut cursuri online, cu cine să discuți, antrenorii noștri și-au făcut un fel de, cum să spun așa, un fel de rețea de scouting cu profesorii de sport, profesori de sport care au recomandat pe sportivii respectivi. Vă dați seama ce mândrie pe ei, că au fost primii care au lansat aceștia. Dar există o deschidere din partea profesorilor de sport către a recomanda copii în către unele acest zone, sport, în unele zone, da, în unele zone, da, în unele zone nu. Sunt, de exemplu, canotajul și camea sportivii din zona Moldovei. Vă dați seama că acolo mai sunt și alte sporturi care vor să supraviețuiască. Mai sunt ceva încercări pe volei, pe handball, pe basket și cam intrăm un pic în conflicte cu persoanele din care sunt preocupate de sporturile respective. Și trebuie să... Mai greu. Au încercat să mai închidă ușile, să mai intervină pe la inspectorate, să îi blocheze. Dacă n-ai viză de flotant în zonă, s-ar putea să nu intri. Da, ești în piața publică și strigi. Da. Cine vrea să vină la canotaj? Da. S-a încercat odată, la un moment dat, cu Institutul Național de Cercetare pentru Sport, să se facă un fel de bază comună la nivel de școli, dar a rămas undeva într-o zonă... Da. Da, iată că avem un antrenor italian sub comanda dumneavoastră, oarecum coordonatorul loturilor naționale. Ce spun străinii, domnule Alupei, când văd la aceste competiții importante că, din fericire, România încă contează? Vă întreabă, care este rețeta voastră? Ce faceți? Cum reușiți? Chiar vorbeam cu managerul echipei Germaniei și vă spun că Germania a fost și încă mai este o forță în canotajul mondial. Din păcate, anul acesta au cam dat-o rău de tot în bară, că au avut doar două medalii.
un argint și un bronz, adică nu prea s-a întâmplat ediție de Jocuri Olimpice ca Germania să nu câștige cel puțin o medalie de aur. Dacă ne întoarcem undeva în spate, când era RDG-ul, câștigau peste 50% din medaliile de aur de la competiție. De la competiție, da. În general, da. Da. Cu o tradiție extraordinară. Nu chiar așa încurajator, domnule Alupe, am avut o discuție, că asta mi-aduce aminte de discuția pe care ați avut-o cu antrenorul italian. Am avut o discuție cu cei din Germania, să nu cumva să vină cu vreo propunere, cine știe, către dumneavoastră. Nu vă deturnează niciun caz, nu. Nu ne deturnează, suntem destul de patrioți. Da? Să știți că și pe lângă antrenorul nostru, Antonio Colamonici, au început să se strângă așa ca la stupul de miere, să întrebe care e rețeta, felicitări, vă dați seama. Introducerea așa. Da, pentru că lucrurile se schimbă și de obicei se reașează. Dacă vrei să obții o performanță la o ediție a Jocurilor Olimpice, ar trebui să o iei de undeva, de la începutul ciclului. Nu te duci cu un an înainte să schimbi, că n-ai nicio șansă. Este această competiție a Jocurilor Olimpice competiția supremă pentru canotorii români, pentru că de fiecare dată discutăm că mai fiecare sport are competițiile lui, are campionatele lui, unii pun preț mai mult pe alt gen de competiție, dar pentru canotaj acolo este apogeul de performanță. Eu cred că pentru marea majoritate a sporturilor Jocurilor Olimpice ar trebui să fie nivelul de apogeu, să spunem, un fel de doctorat în ceea ce înseamnă în sport. Exceptând câteva discipline, cum ar fi fotbalul, tenisul, vă dați seama că aici, dacă e să luăm așa partea financiară, basketul, dar uitați că la basket, americanii profesioniști care câștigă destul de mult și au patriotismul în sânge, au venit la Jocurile Olimpice gratis, fără niciun fel de bonificație. Asta înseamnă, patriotism, să-ți apere un pic culorile patriei, steagul și dacă ai un pic de mândrie. Dacă nu, stai acasă și spui că ai alte probleme. Spui că puteai să faci tu mai bine, Da. Gândesc că și celelalte țări importante care punctează la capitolul medalii au aceeași structură de conducere ca la noi, antrenor principal și antrenor federal, așa cum sunteți dumneavoastră. E o rețetă care se vede peste tot sau la noi este puțin special? În principiu, așa funcționează în canotajul mondial. Există un director tehnic care coordonează antrenorii pentru fiecare echipă și în mod normal fiecare echipaj ar trebui să aibă antrenorul... Acolo, la competiția majoră? La competiția majoră, din păcate, nu se poate, pentru că la un număr de sportivi calificați alocă un număr de oficiali. Și noi am fost un pic văduviți că, de exemplu, barca de dublu rame masculin care a câștigat argintul a fost fără antrenorul care s-a ocupat tot anul de ei. Dar știm să lucrăm în echipă și s-au aliniat... Bilanțul a fost bun, da. Da, exact. Bilanțul a fost unul foarte bun. Sunteți mulțumit per total de medaliile care s-au obținut până acum? Adică că mai vine cineva și spune nu, trebuia să facem mai bine, trebuia să facem mai rău. Dacă o luăm așa, să spunem obiectiv că se putea și mai bine, asta e altă treabă, dar suntem nu că mulțumiți, super mulțumiți, vă dați seama. De la Jocurile Olimpice, de la Londra, cu nicio medalie, după aceea Rio, o singură medalie de bronz, acum cu 3 medalii, una de aur și 2 de argint, l-am mâniat pe Dumnezeu dacă am spune că nu suntem mulțumiți. Obiectivul nostru a fost 2 medalii. Uitați că l-am depășit, 3. Bun, haideți deci să nu fim mulțumiți, da. Și a fost o ediție a Jocurilor Olimpice cu surprize mari, favoriți din foarte multe probe, unii n-au prins finalele. Campioni mondiali la campionatele mondiale din 2019 au fost în afara podiumului și în afara finalelor. Haideți să mergem un pic și să vorbim și cu doamna Lipă pe care o avem la telefon. Bună seara și felicitări! Bună seara și mulțumim mult pentru felicitări! Dezbatem aici pentru oamenii de acasă care acum, știți cum e, toată lumea susține, toată lumea este mândră de canotajul românesc pentru medaliile pe care le-ați obținut, dar sunt puțini cei care știu chiar așa multe detalii și eram aici pe detalii tehnice cu domnul Alupei. Doamna Lipă, v-ați întors de curând cu 3 medalii. Cum ați văzut această ediție a Jocurilor Olimpice pentru canotorii dumneavoastră? Ne repunem pe picioare în ceea ce privește sportul românesc? Deci, hai să iau cu începutul. Chiar cei care ne privesc s-au trezit pentru noi la
orele matinale 3 zile la rând, asta înseamnă că într-adevăr iubesc această disciplină și sper că i-am răsplătit cu mândrie aceste, pentru aceste rezultate. Ce să vă spun, dacă este clar că suntem pe revenire, pentru că să cucerești 3 medalii după un 2012 foarte slab, după o ușoară revenire la Olimpice din 2016, după un lot de băieți inexistent, iată că după 5 ani, că nu putem să spunem 4 ani, după 5 ani avem așa un cântar cu o balanță egală între băieți și fete. Și asta este ceva extraordinar. Normal că obiectivele noastre au fost, ne-am propus niște obiective, să zic, îndrăznețe, dar calculate pas cu pas, ca să ne putem îndeplini aceste obiective. Și anume, calificarea atât mai multe echipaje. Și obligatoriu veneau și un număr mare de sportivi. Asta în 2019 la jocuri, la campionatele mondiale. Calificarea părților mici. După care anul pandemiei, care ne-a furat un an din următoarea ediție, ne-a dat peste cap programul și a trebuit să ne reașezăm cu calificările și în anul olimpic. Cu incertitudinea să se țin sau nu se țin jocurile olimpice. Normal că pentru un sportiv nu este o plăcere să citească și să audă că s-ar putea să nu să mai țină jocurile. Normal că întrebarea venea, dar noi pentru ce muncim? Iar în ceea ce privește aceste jocuri, normal, spiritul olimpic este foarte frumos. Cine ajunge să-l trăiască, să mai urce și pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, este și mai frumos, sau pe podiumul olimpic. Dar ea în sine a fost o ediție foarte, de fapt este că nu s-a terminat, foarte îngrădită de tot ceea ce înseamnă spiritul olimpic. Sportivii și colectivele tehnice, adică toți cei care trăiesc în cele 2 săptămâni de, în satul olimpic, în fiecare zi trebuiau să se testeze. N-aveai voie să ieși din satul olimpic. N-aveai voie practic să faci mai nimic decât la antrenament și înapoi. Dar iată că sportivii noștri care au fost, să zic, pregătiți de dinainte pentru ceea ce îi aștepta la Tokyo, s-au comportat impecabil, începând cu adaptarea de cum au ajuns și până la plecare și până la sosirea acasă și inclusiv când au plecat ieri de dimineață spre casele lor și mă uit pe Facebook de ce primiri frumoase au avut parte și este un lucru extraordinar când vezi această solidaritate între prima dată în familie, între vecini, ei cât de fericiți sunt și pentru că îi văd fericiți. E normal că și eu sunt fericită. Ionel, dacă vrei să-i pui o întrebare, doamne Lipă? Da, l-avem aici, doamna Sărătbâna, pe domnul Dorin Alupei și ne spunea că domnul lui, ca și o serie de sportivi care abia s-au întors de la Tokyo, vor merge la altă competiție. Nu prea este timp de a savura, așa cum spuneți, pentru unii dintre competitori, acest moment atât de frumos. Momentan, destinatarul apelului. Cred că avem, s-a întrerupt un pic conexiunea, dar dacă o să o putem reface, va fi foarte bine. Da, a fost, era clar plină de mulțumire, plină de bucurie, doamna Lipă, pentru că, așa cum a spus și dânsa și așa cum a spus și dumneavoastră, un prag mai înalt de atât n-ai ce să treci. Asta este nivelul. Știu că se aruncau critici în stânga și în dreapta vis-a-vis de anumiți sportivei noștri care au ajuns acolo și nu au luat o medalie de aur sau au
S-au luat aia să vedem dacă a revenit legătura. Doamna Lipă, ne auzim? Da, a revenit. Nu știu ce s-a întâmplat, că la un moment dat am simțit că vorbesc singură, dar nu contează. Nu eram singur pe culoar, doamna Lipă, nu mai era niciun adversar cu noi, mergeam către aur, așa liniștit. Nu mai eram singur în față, așa precum dublou Ancuța cu Simona și nu mai aveam pe nimeni stânga-dreapta. Dar ce bine e să te simți acolo, așa te uiți puțin, dacă ai timp în ritmul cursei, nu? În stânga și în dreapta și tu să avansezi convingător către aur. Foarte bine, dacă să ai ritmul ăla să fii primul și să te uiți stânga-dreapta, cam cum, cum vor ceilalți să te ajungă, înseamnă mii de ore de antrenament, sacrificii enorme, adică și-au văzut părinții odată, cred că înainte de Paști, două zile, după un cantonament extrem de lung în Italia. Asta arată că avem sportivi care știu ce vor. Da, și noi vorbeam aici cu domnul Alupe, care ne spunea că și dumnealui, ca și antrenor federal, este complet interesat de schimbul de mâine, ceea ce nu pare deloc ușor, doamna Lipă, totuși. Asta ne spunea și dumnealui, pentru că vine un alt ciclu, alte competiții și noi trebuie să ținem mereu pasul, nu cu realitățile, și cu medaliile, ceea ce nu pare deloc ușor, nici măcar la canotaj. Păi, cum adică nici măcar la canotaj? Păi, în general, dacă ar fi ușor sau ar părea ușor, toată lumea ar fi campionă. Ar urca pe podium acum la Tokyo, deci pe bandă. Toți care sunt în sat urcă pe podium. Dar nu se întâmplă acest lucru. Și atunci urcă pe podium sportivii care au un caracter puternic, care sunt determinați, care sunt dispuși la sacrificii, care muncesc cu gândul numai să-și vadă visul împlinit, acela de a urca pe podium. Deci lucrurile nu sunt așa de simple cum te uiți și vezi sportivul pe podium, dar dacă ai curaj să stai o săptămână sau două zile, trei zile în spatele lui să vezi ce se întâmplă și cum lucrează o armată de oameni ca sportivul să dea tot ce are el mai bun în el în fiecare zi și de la zi la asta să fie mai bun. Doamna Lipă, vi se pare cumva că poate acum, pentru că este centrul atenției această competiție a Jocurilor Olimpice, ne bucurăm, aducem în fața noastră alte sporturi, dar în restul anilor, până la următoarea competiție, cumva parcă aceste sporturi sunt lăsate deoparte și de media, dar și de cei care, să spunem, că ar trebui să se ocupe de investiții în acest sport. E corect așa? Păi știți care e problema? Multe nu sunt corecte, dar noi ne-am obișnuit că suferința asta nu au sportivii cei de acum. Am avut și noi frustrările noastre tot pe tema asta, alții de dinaintea noastră, dar am înțeles atât de bine că sportul este împărțit în două, fotbal și alte sporturi. Din păcate. Și noi ne ducem așa cu zâmbetul pe buze, că până la urmă mai sunt și alte mijloace acum de promovare și cei care iubesc să vadă performanță, cu siguranță și vor să știe despre noi, nu neapărat despre canotaj, vorbesc și despre celelalte sporturi, au multe mijloace de a afla cam ce facem, cam cu ce ne ocupăm, cam ce ne dorim și ce rezultate avem. Iar când vorbim de Jocurile Olimpice, vorbim de o competiție care, din punctul meu de vedere, înseamnă competiția supremă. Dar în latura cealaltă a investițiilor, care e clar, e nevoie de ele în sport, în toate sporturile, pentru că am rămas cu baze de antrenament foarte vechi, fiecare se chinuie, cum s-ar spune, să-și aducă de acasă câte ceva, multe sporturi nu beneficiază de condițiile cele mai bune. Mai avem mult de lucrat la asta? Deci noi practic n-am lucrat deloc. Deci din punctul meu nici nu am apucat. Și da, și o spun așa cu toată sinceritatea, sportul românesc are nevoie de reforme. Reforme
așa să zic, la sânge. Pentru că dacă avem senzația că mai putem merge din inerție, nu mai mergem din inerție. Sportul este, domeniul acesta este atât de frumos, care aduce atât de multe beneficii. Și eu aici nu mă refer numai la sportul de performanță, vorbesc sportul pentru toți. Noi trebuie să facem reforme începând cu școala. Din școală copiii trebuie să fie obligați să facă mișcare, nu sport de performanță, mișcare. Și atunci o să vedem că Ministerul Sănătății nu o să aibă atât de lucru, că nu o să aibă cât are acum. Și după care, când vom avea niște programe foarte bine puse la punct până la sportul universitar, cu siguranță că loturile olimpice vor fi mult mai pline, mult mai valoroase, iar România la Jocurile Olimpice se va bucura de alte rezultate. Bun, doamna Lipa, mulțumim tare mult pentru intervenție și vă mai așteptăm, că e mult de dezbătut pe subiectul ăsta. Asta e așa, euforia de după Jocurile Olimpice. Foarte bine. E bine că există. Da, să nu uităm că mai sunt încă 4 zile, 5 zile până la închiderea Jocurilor Olimpice. Mai avem sportivi care sunt în febra emoțiilor și a concursului și trebuie să le ținem pumnii, să ne rugăm să urce pe podiumul olimpic și ei. Așa este. Mulțumim tare mult, doamna Lipa. Și eu vă mulțumesc. Numai bine. Asemenea. Da. Dezamăgirea, adică asta e o dezamăgire în ceea ce privește faptul că oamenii cumva își aruncă privirea în momentul în care există o performanță, în momentul în care suntem toți fericiți, vai ce bine am luat medalii, vai ce campioni suntem noi, și după aia 4 ani de zile nu se mai uită nimeni, nu se uită nimeni, pentru că asta e realitatea. De ce să, sunt cei care sunt pasionați, ar trebui cumva să fie în centrul atenției mult mai mult, pentru că sunt mult mai multe competiții, ar trebui alocată acolo o bucată de timp și către celelalte sporturi, tocmai ca să atragi copii. Pentru că dacă altfel nu îi atragi decât prin promovare. Da, și spuneați mai devreme că s-au aruncat cu vorbe rele asupra unor sportivi care au participat la Jocurile Olimpice și deja se dădeau tot felul de, erau tot felul de predicții ce o să facă și cum o să facă. În primul rând, sportivii ăștia au trecut printr-un proces de calificare destul de greu și anevoios. Și când ca să participi la Jocurile Olimpice ai nevoie de o muncă extraordinară și o susținere nemaipomenită. Deja ca să îți pui și coroana cu medalii e un lucru extraordinar și visul oricărui sportiv. Da, și... Dar toți cei care au intrat în competiție chiar merită aprecierea noastră. Și apoi vine întrebarea aia, cel care se apucă și își dă cu părerea, că părerologi suntem mulți, avem, ne scrie pe frunte. Tu la ce ești cel mai bun în lume? Scuză-mă, la ce ești cel mai bun în lume? A, la nimic? Stai jos acolo, în banca ta. Nu ești cel mai bun în lume la nimic? Vezi de treaba ta, da? Lasă vrăgeală, oamenii care chiar... Da, pălăvrăgeală se vrăgea foarte mult. Păi, la vorba lungă sărăcia omului, dar suntem cei mai buni. Să spunem că, vai, de ce a luat argint și n-a luat aur, de ce a luat bronz și n-a luat argint, sau de ce n-a luat nicio medalie? Și vă dați seama că noi, anotarul, suntem fericiți, am luat 3 medalii, dar să știți că suferim, că celelalte sporturi chiar ne uitam că erau delegațiile acolo în satul olimpic, afișe cu medalii. Olanda, în fiecare zi apărea 1-2 medalii. Aveau China, da, își puneau pe pancarde frumos, uite. E greu, este dificil. Da, de unde sunteți? Din România? Câte medalii aveți până acum? Păi știți, avem 3 la canotaj, 1 la scrimă și... Dar noi spuneam, domnule Alope, chiar aici eram cu Alice, înainte de competiție, și eu punctam, zic, domnule, ne așteptăm la medalii, din punctul meu de vedere, la sportivii care au contat și până acum. Era foarte greu și este foarte greu, nu, să strici anumite ierarhii. Iată că ne spune și dumneavoastră că și la canotaj, campion mondial, campion olimpic, n-au mai prins podiumul. Este foarte greu nu să schimbe aceste ierarhii. Niște, păi s-au schimbat. Noi schimbăm, noi păstrăm, iată la canotaj, 75% din medalii vin de aici. Cred că este cel mai dificil lucru să te menții aici, în condiții, așa cum spunea și doamna Lipă, de multe ori oarecum departe de rigorile profesioniste. Este. S-au schimbat ierarhiile de la o zi la alta. Păi fetele noastre în barca de 8+1 au făcut cu 2 zile înainte record olimpic și mondial. Unii nici nu visau să ajungă până acolo și după aia la 2 zile, dacă întrebai pe cineva... Erau în principiu favoriți, clar.
se spune că nu principale favoriți, pentru că echipajele din serie care au câștigat seriile s-au dus direct înspre finală. Dar eram în zona de medalii. Da, da. Eram în zona de medalii. S-au schimbat lucrurile și nu numai la cursa de 8 plus 1, au mai fost probe. Cea mai mare surpriză a Jocurilor Olimpice la canotaj a fost simplistul grec, care a venit de undeva de nicăieri, s-a calificat anul acesta la regata de calificare europeană și i-a distrus pe toți. Dar se întâmplă des astfel de lucruri? Mai rar. Se întâmplă pentru că Jocurile Olimpice e o competiție supremă, dar e și o competiție a surprizelor. Favoriții, de multe ori, să știți că cad, clachează, pentru că sunt emoții, sunt tensiuni, sunt presiuni. Schimbări din naturi diferite, adică de tipuri diferite. Bine, doar, adică eu personal, psihic, cred că aș fi fost zero de mult. Adică aș fi zis, nu. Uitați la gimnasta americană. A ieșit din competiție și a clacat psihic. Da, pentru că nu a putut. Și noi în România nu prea înțelegem conceptul ăsta. Da. Da. Mă gândesc, domnul, la noi era pusă la zid și aruncată. Exact, bineînțeles, arunca cu pietre. Noi vorbim de obicei de un staff complet când vorbim de Jocurile Olimpice, sau așa ar trebui să fie, nu? În care un psiholog, că spuneați de această presiune, nu? A competiției supreme, ar trebui să fie prezent la fiecare competiție, nu? Dacă nici americanii n-au psihologi, înseamnă că conceptul. Noi spuneam de din fericire, să știți adică că din punctul ăsta de vedere avem un colectiv tehnic, dacă o luăm așa la ambele loturi, undeva la 45 de oameni. La 56 de sportivi cât aveam noi în pregătire centralizată, susținută de Ministerul Terenului și Sportului și Comitetul Olimpic, 44 de oameni, 45 erau colectiv tehnic, începând cu antrenor principal, antrenor secunzi, medici, masiori, kinetoterapeuți, psihologi, nutriționiști, preparator fizic, adică federația a făcut niște eforturi deosebite ca să-i adune pe acești oameni o echipă multidisciplinară care să lucreze în acest, să vârstlească toți în aceeași direcție. Și vă spun sincer că toată lumea a fost preocupată ca să obțină și și-a adus aportul la obținerea acestor rezultate deosebite. Clar, asta spunea și doamna Lipă și asta, de fapt, susțin foarte mulți antrenori, președinți, că sunt ei de federații, de cluburi. Munca din spate. Munca din spate este una sisifică, este una câteodată a unei echipe, așa cum a spus mai devreme, de peste 40 de oameni, pe care ar trebui să o apreciem altfel, ar trebui să o vedem altfel, pentru că, în definitiv, dacă oamenii ăia nu ar fi și dacă oamenii ăia nu ar fi o echipă atât de bună, astăzi nu am vorbit despre medaliile în cauză. Da, și oamenii aceia nu se văd, începând de la cei care sunt în federație și toată ziua sunt ocupați cu birocrația și cu alte chestii ca să obțină finanțări în frunte cu doamna Lipă, care se duce și se bate. Mi-aduc aminte că anul trecut, când ne-au trimis acasă, a fost singurul președinte de federație care s-a luptat cu sistemul ca să reintrăm în cantonamente și a fost o chestiune de bun augur că în felul ăsta am avut niște rezultate deosebite anul trecut la campionatele europene. 4 medalii așa, de aur. Care... Adică deschidea acest drum către Olimpia. Da, dar lumea din spate nu vede. Și v-am spus că munca adevărată începe la nivel de sportiv de acolo, de la selecționeri, cei care merg și bat toate coclaurile, pe unde la un moment dat nici mașinile nu ajung, prin munți, prin căutarea sportivă. În căutarea sportivă. Și este din ce procesul este din ce în ce mai greu și mai nevoios. Este o zi din acest lanț către performanță. Este clar că nu ajunge acolo. S-a rupt, clar, trebuie foarte multă muncă pentru a repara. Dacă se mai poate repara, că mă gândesc că și acum, domnule, și noi încercăm aceste performanțe atât de frumoase, probabil că sportivele sunt deja în lupa dumneavoastră și cele care sunt acasă, nu se poți permite chiar foarte multe clipe de răgaz, nu? Pentru că începe din nou pregătirea pentru tocmai chiar dinainte de a participa la Jocurile Olimpice, ne gândeam deja ce am putea face pentru Jocurile Olimpice de la Paris, mai ales. Așa cum am spus, da, perioada este mai scurtă, discuții cu sportivii, cine continuă, cine vine de la lotul de tineret, cine vine de la lotul de juniori, care este perspectiva, ce facem, că dacă ne îmbătăm acum cu laurii victorii, cu ăștia rămânem și ne-am născut talent și murim speranțe. Dar nu este ăsta un avantaj cumva, acești 3 ani, pentru că e perioada mai scurtă, astfel încât deja sunteți în formă, deja sunteți în tensiuni și ritmul se poate păstra mai bine? Depinde din ce unghi privești. Poate să fie un avantaj, poate să fie un dezavantaj. Da. Sunt
Să știți că marile puteri cam schimbă garniturile de sportiv. Noi mergem cu aceeași mult timp. Sunt și excepții la nivel mondial unde, cum a fost doamna Lipă, care a participat la 6 ediții a Jocurilor Olimpice, dar am avut și acum la Jocurile Olimpice de la Tokyo, un sportiv din Norvegia, Olaf Tufte, care a participat la 7-a ediție. Adică, da, se poate să fie un sportiv... Bine, mi se pare de-a dată incredibil, la un sport, așa cum spunea și Alice, puțin văzut, unde munca este la ea acasă, unde performanța se obține atât de greu, să ai o longevitate remarcabilă. 7 ediții, 6 ediții, când de foarte multe ori te bucuri dacă ai ajuns măcar o dată la Olimpiadă. Da. Nu le-a fructificat pe toate acest domn cu medalii, cum le-a fructificat doamna Lipă cu medalii, dar să știți că este o chestie extraordinară să participi la 45 de ani, să iei startul cu cei mai tineri care sunt în... acolo în Florea Vârstei, în formă, în forma cea mai bună. E un lucru și e un sport destul de, cum să spun eu, destul de dificil, dar dacă îl faci cu plăcere, chiar nu mai contează câți ani ai. Cu ce eforturi ai ajuns acolo? Și n-ar fi singuri, mai sunt. A fost o sportivă din Belarus, din Australia, din oameni care au ajuns la 5-6 ediții ale Jocurilor Olimpice, chiar dacă nu au luat medalii la toate, dar eu... Spuneați puțin mai devreme de Germania. Au apărut și țări noi, domnule Alupei, care fac pași importanți să strice anumite ierarhii stabilite cândva. Pentru că știam în urmă cu foarte mulți ani națiunile care contau cu adevărat. Acum s-au mai schimbat atele probleme, s-au schimbat foarte mult. Păi noi suntem pe locul 4 în ierarhia mondială a canotajului după aceste Jocuri Olimpice. Pe locul 1 a fost Noua Zeelandă cu 3 medalii de aur, pe locul 2 Australia cu 2, pe locul 3 Olanda. Și pe locul 4 suntem noi. Deci a doua națiune suntem din Europa. Și suntem în fața multor națiuni forțe în canotajul mondial. Statele Unite anul acesta n-au luat nicio medalie. Iarăși, nu se întâmpla an ca această națiune, care are o tradiție enormă în canotaj, să nu ia nicio medalie. Marea Britanie, la fel, doar 2 medalii. Germania, cum v-am spus, fără medalie de aur. Și multe, multe alte națiuni puternice care investesc o mulțime. China. Păi China a investit numai 30 de milioane de dolari pentru anul acesta de pregătire. 25 de tehnicieni aduși numai din Marea Britanie s-au deplasat spre China pentru că au pompat bani la greu și au vrut să facă performanță. Au obținut o medalie de aur și încă două de bronz. Clar, eforturile noastre trebuie apreciate, trebuie văzute, trebuie cumva definite ca fiind speciale în contextul altor condiții din alte țări, dar nu mi se pare, adică nu mi s-ar părea normal să se lase pe ureche și să spună lasă că merge și așa, pentru că de obicei la noi asta se face, lasă că merge și așa. Din păcate acesta este sloganul, dar lasă că merge și așa. Da, lasă că se descurcă și așa, ia uite, au la medalii, la ce le mai trebuie. Suntem singura națiune din lume care suntem acolo în topul, în vârf și nu aveam un stadion al nostru, pistă de canotaj. Avem condiții zero. Înainte de fiecare competiție. Nu de fiecare competiție, alegeri, prezidențiale sau parlamentare. Toată lumea promite, nu? Să promit la greu. Doamna Lipă, dacă poate să scrie o carte câte piste de canotaj a făcut până acum doar pe hârtie, după ce s-au așezat lucrurile cu alegerile, liniște totală până la, o să vedeți, înainte de alegerile următoare, că o să avem cel puțin 3-4 piste de canotaj. Pe de altă parte, domnule Alupei, vorbim de canotaj și de scrimă, disciplinele care au contat la medalii. Reflectă până acum. Zestre până acum. Să sperăm că vom mai avea ceva surprize. Să sperăm și ne dorim să mai vină și alte sporturi. Să mai vină și alte sporturi. Sincer. Reflectă această zestre starea actuală din sportul românesc? Sub nicio formă. Sub nicio formă. Adică suntem peste, clar, înțeleg. Cel puțin la noi, la canotaj, suntem peste. Dar la celelalte sporturi se reflectă exact realitatea, da. Atât investim, atât culegem. Exact, atât facem, atât primim. Noi suntem peste așteptări la ce se întâmplă la ora actuală. Da, bine, aceste improvizații, oarecum, nu improvizații, dar oricum. Sunt improvizații, să știți că sunt improvizații, pentru că dacă vrem, marea majoritate a națiunilor puternice își fac planurile pentru un ciclu olimpic. Noi nu putem să facem treaba asta. S-au întâmplat în timpul jocului să se taie finanțări, că nu mai avem bani, degeaba să faci planul, degeaba îți aduci antrenorul străin dacă n-ai cum să-l plătești, degeaba ai 40 de oameni dacă te gândești că s-ar putea ca luna viitoare să nu poți să le asiguri promisiunile pe care le-ai făcut. Și uite că dacă începi așa ca ghețarul să,
se topească, este irreversibil procesul, să știți. Iar un investitor străin nu prea și-aruncă privirea asupra altor sporturi decât foarte rar. Asupra unor sportivi, da, dar sport per total mai rar. Așa este. Adică nu vedem niciun sponsor, nu vedem pe cineva care da, sunt, doamna dar nu... s-a zbătut bine și avem, din fericire, avem ceva sponsori. Da, e și da, greu da. Să-i spui nu, doamnei Lipă, nu vă supărați, e foarte greu. Cine și chiar la partea cu sponsori stă mai bine ca niciodată. Păi, oamenii care au văzut că se face performanță, să se muncește, domnule, dacă unde este seriozitate, ne băgăm și noi, că asta ne reprezintă pe noi. Dacă... Asta vreau să spun și eu, unde sunt medalii, unde eforturile sunt răsplătite, este clar că cel pe care tu îl chem să te ajute, vine mai ușor, nu? Dacă tu nu ai niciun rezultat, nu ai nicio perspectivă, cine să vină să te ajute? Iar o companie care se respectă, vă dați seama că investește în primul rând în seriozitate și în... Și în performanță, în performanță, normal, normal. Să aibă o gândire sănătoasă și să vină să ajute până la urmă, că și statul român are numai de beneficiat, pentru că atunci când ieșim în față cu ceva, ieșim cu sportivii. A zis bine cineva că sport este cel mai bun ambasador. Cu sportivii și cu artiștii, niciodată nu se iese cu altceva, că nu se iese în față nici, bine, acum că este situația pandemică, dar nu se iese în față cu armata, nu se iese în față cu medicii, care au, tot au rolul lor, atunci când te lauzi cu ceva, te lauzi cu sportivii și cu artiștii. Și... Mulțumesc, dar ce, pentru mine ce ai făcut? Ești, e al meu, cei de la canotaj, vai, sunt ai noștri. Păi, ăsta ai noștri, dar noi ce am făcut pentru ei? Că le-am dat 10 lei și după aia le-am dat ține 5 înapoi. Da, pe de altă parte, domnule Alupe, iată că ecourile acestei frumoase performanțe încep să se stingă, frumos de altfel, pentru că fac loc grijilor pentru viitor, iar dumneavoastră deja pregătiți, nu, performanțele următoare prin aceste campionate, da, nu? Da. Unde ne aliniem de săptămâna da. Viitoare. Da, și asta ne îngrijorează că se sting ecourile, lacul Snagov rămâne la fel. Bă, de... Zici că ne pregătim, avem timp să ne pregătim, nu altfel. Ne pregătim, da, așa e, da, 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 dar zic că ne îngrijorează la ceea ce o să întâmple în continuare, pentru că vă dați seama, ne gândim deja la Paris fără niciun fel de... E foarte aproape, e extrem de aproape. Da, la 3 ne gândim că mergem, ne întoarcem pe lacul Snagov și șalupele cele mari ale bogătașilor din jurul lacului ne vor... stricat din nou bărcii, ne vor perturba antrenamentele, dar ne vom lupta în continuare eroi ca să aducem performanțe. Reglementări peste reglementări, toate bune, toate corecte. Da? Adică de fiecare, sunt dezamăgită profund de lucrurile astea pentru că da. Se face o am performanță avut undeva, în zicem ultima că nu se perioadă, face nimic. Da. Din partea autorităților au încercat să... Au încercat, sunt și da, oameni da. Ok, adică nu e... Da, nu totuși, autoritatea navală, da, sau... Antrenori, țineți legătură dar vă dați competiții, seama. Vă vedeți cu ceilalți omologi și aflați cu siguranță de condițiile foarte bune pe care le au. Mai motivație de la un ciclu la altul, de la o competiție la alta, să te lupți mereu cu neajunsurile, în încercarea de a face tot ceea ce este posibil, să aduci alte medalii. Nu te gândești la un moment dat. La un moment dat devine obișnuință, asta te ține în viață. Dacă e prea relaxat, s-ar putea să clachezi. Nu v-ați gândit așa sincer la un moment dat, zic, bă, parcă ar trebui să mă opresc, sau parcă, nu știu. Ați avut momente de genul ăsta? Au fost, cred că și la sportiv, și cred că toată lumea a trecut prin momente de astea. Că dacă nu treci, înseamnă că nu simți cu adevărat gustul performanței, dacă nu treci prin momente din astea. Dar vă dați seama că îți lasă un gust amar. Bun, iar mai avem doar 2 minute și vreau să ne spuneți exact. Acum, gata, am trecut de euforia momentului. Din nou, felicitări în numele tuturor pentru medaliile pe care le-ați adus acasă și pentru mândria pe care ați adus-o statului român, chiar dacă uneori poate nu merităm. Ne pregătim intens pentru următoarea competiție. N-am lăsat pe nimeni să odihnească, toată lumea la treabă. Normal, toată lumea la treabă și felicitările, în primul rând, le merită sportivii aceștia deosebiți care s-au luptat eroic pe arenele olimpice ca să obțină rezultate deosebite. Și nu numai cei care au luat medalii, toți participanții și cei care au stat acasă și care le-au fost la un moment dat chiar spare parteneri, care poate au pierdut selecțiile undeva la limită, să știți că toată lumea a muncit din greu ca să obținem aceste performanțe super frumoase. Bun, în cazul ăsta, noi, să știți că noi stăm cu ochii pe dumneavoastră, vorbim tot timpul și cu doamna Lipă și cu dumneavoastră care ne-ați mai trecut pragul de atâtea ori. Deci suntem cu ochii deja și sunt pe... al casei aici. Păi foarte bine, de asta vă mai așteptăm. Sunt medalia la noi, nu? Da, da. Aveți treabă săptămâna viitoare, că nu era problemă, putem să mai aranjăm. Mulțumim tare mult pentru prezent. Și eu mulțumesc și vă doresc succes în continuare și să aveți cât mai mulți medaliați invitați în... Mulțumim tare mult. Timpul nostru a ajuns la final, dar ne revedem și mâine, tot de la ora 17, tot cu sport, performanță și invitați surpriză. Rămâneți cu Metropola TV, dar și cu Sport Total FM.